Pastoral vorbind, faptul că oamenii aceștia au stat 3 ani jumate cu Mântuitorul și după 3 ani jumate se ceartă despre funcții pentru mine ca și păstor, uitându-mă la turma mea, care o păstoresc de 2 ani de zile, este o încurajare de la Domnul Iisus direct pentru mine. Este o lecție pentru mine ca și un subaltern al lui Hristos, chemat să vegheze asupra oițelei lui. Și lecția este așa, creșterea spirituală, progresul în viața creștină este greu, este dureros și este lentă această creștere. Chiar dacă ești apostol, chiar dacă ai fost ucenic, chiar dacă ai fost printre cei 12, nu există scurtătură spre maturitate spirituală, nu există linie de expres. Unii vor zice, da, după ce a venit Duhul Sfânt și s-a pogorât peste ei, dintr-o dată au fost niște fenomeni. Nu e adevărat. Petru a fost nevoit să fie corectat de Pavel după ce s-a pogorât Duhul Sfânt peste biserică. Creșterea spirituală este un proces greu, este un proces lent, este un proces dureros, un proces în care avem nevoie ca Domnul nostru Iisus Hristos să ne învețe și să ne învețe și să ne învețe și să ne exemplifice cum arată viața creștină. Și asta ar trebui să fie o încurajare pentru noi. Nu o scuză ca să ne scuzăm de păcatele noastre, de lenevia noastră, ci o încurajare să înțelegem că suntem într-o ascensiune constantă, dar nu o ascensiune ușoară.